Am revenit, doamnelor și domnilor, și vorbim în continuare despre Laura Codruța Chieve și care a făcut o gafă la plângerea la CEDO. Vorbim despre strategia pe care o va lua și o va face uh, guvernul României cu privire la această plângere a Laurei Codruța Chieve și la CEDO cu, în legătură cu revocarea sa din funcție. Colega mea, Roxana Ciucă, vine cu toate informațiile. Uh, Roxana, bun găsit ce gafă a făcut Laura Codruța Chieve și ce strategie va aborda guvernul. Berta, bun găsit, doamnelor și domnilor. Nu cred că putem să vorbim de o singură gafă pe care a făcut-o până în aceste momente Laura Codruța Chioveș și fosta șefă de la Direcția Națională Anticorupție. Și cred că putem vorbi de mai multe belele în care aceasta a fost implicată. Mâine, spre exemplu, la Analta Curte de Casație și Justiție, Chioveș și ar putea să vină pentru că, știm prea bine, data trecută a amânat sosirea la Instanța Supremă pentru că a avut treabă la, la, Bruxelles. Mâine, însă, are o plângere pe o acțiune disciplinară în urma unui raport făcut de că către cei de la inspecția judiciar. Revenind însă la uh, întrebarea ta, iată că agentul guvernamental uh, de la CEDO vine și spune de altfel foarte clar că cererea pe care pe 28 decembrie anul trecut a introdus-o și a fost una prematură introdusă. Acolo, practic, și uh, a venit și a uh, trecut așa cu liniunță de la capăt uh, toate distințiile pe care ea le-a obținut, toate uh, uh, diplomele, ca să spun așa, și uh, tot ce înseamnă decorații pe care le a primit din, din afara țării, sunt trecute acolo. Nu se analizează așadar problema pe fondul cauzei la CEDO. Pe data de 30 ianuarie, iată că țara noastră a primit documentația din partea celor de la CEDO. Acum însă pe România, iată, vin surse și susțin că vor trimite, evident, cei de aici de la noi din țară răspunsul către cei de la CEDO și această solicitare a Laurii Codruța și să fie declarată ca inadmisibilă.